Ceea ce facem în debutul acestei filmări este să refacem ceva, celebra scena lui Slavoj Žižek legată de Tom Beron și de ideologie. I'm eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. Ca absolut orice alt lucru pe lumea aceasta, ca să înțelegi ideologia, trebuie înainte de toate să te afli la locul potrivit. Nu este de ajuns să citești cărți despre ideologie pe băncile liceului sau poate chiar ale facultății. Nu este de ajuns să vizitezi muzee în care ți se prezintă traumele foștilor deținuți politici și ale viitorilor deținuți politici deopotrivă. Nu este de ajuns să vizitezi monumente ale rezistenței anticomuniste sau locuri care exprimă atrocitățile regimului nazist. Nu este suficient să faci acest lucru. Trebuie să mergi în locul în care ideologia se fabrică, propriu-zis. Cei care, aceia dintre voi care promovați idei de partid, care sunteți îndrăgostiți de doctrina unui partid sau altui partid, este bine să aflați că aici este adevărata voastră bucătărie. Aici este locul unde vă gătiți mâncarea. Și totodată, aici este locul de unde mâncați cu poftă. Aici este farfuria, furculița, lingura, cuțitul și pâinea cinei voastre cea de taină din fiecare seară. Iar dacă deschidem acest Tom Beron, simțim mirosul suav al ideologiei. Celebrul PCR, în traducere pile, cunoștințe și relații, aici se formează. De ce? Pentru că aici, unde ne aflăm acum, este sediul partidului și linia sa de producție. Având în vedere că am vizitat sediul partidului politic și locul unde se produc ideile politice, a venit timpul să vizităm și secția de votare. Și ceea ce vedeți în această imagine este cabina de vot. Locul în care mergeți și vă votați, propriu-zis, viitorul. Așa cum ați văzut deja din titlu, materialul de astăzi se intitulează Vocea ideală în black metal, văzută în oglinda spartă a comunismului. Cel mai bun aspect până acum, pe anul 2024, este că mai mult decât înainte s-a animat destul de tare chat-ul pe canalul nostru, atât pe Facebook, cât și în comentariile de sub filmări. Iar acest lucru nu face decât să mă bucure. Astăzi mai facem așadar încă un buy request, după cel de data trecută cu Lords of Chaos, și buy request-ul de astăzi este un subiect mai puțin discutat, și anume relația dintre black metal și comunism. În partea opusă a spectrului politic, a radicalismului politic, se discută foarte mult și se știu toate detaliile necesare, dar aici puțin mai puțin. Am fost întrebat care sunt skillurile sau abilitățile necesare pentru a face critică de muzică. Habar nu am. De la cunoștințe tehnice la capacități de interpretare, cam totul este necesar. Dar presupun eu, sau cred eu, că cel mai important lucru pentru a face critică de muzică este să fii crescut cu muzica respectivă. Adică să fii crescut cu muzica respectivă în anii formativi. Este ca muzica respectivă să te fi ajutat în momente grele și foarte grele. Altminter, dacă nu ai crescut cu muzica respectivă, cumva este oarecum pierdut din start. Atenție, nu spun să fi fost contemporan cu muzicienii sau să fi fost de aceeași vârstă. Muzicienii pot să fie și cu 20-30 de ani mai bătrâni sau să fi cântat cu 20-30 de ani înainte. Dar ceea ce spun eu aici, să fi crescut cu trupele respective, înseamnă să fi ascultat muzica acestor trupe în copilărie și în adolescență. În anii, cum spuneam, formativi, în anii când ai trecut peste momente grele și în anii când muzica a fost alături de tine, când nimic altceva nu mai era alături de tine în acele momente grele. Asta este probabil condiția esențială ca ceva, cum spuneam, să nu fie pierdut din start.
De ce vocea ideală în black metal? Mi s-a cerut să fac topuri pe black metal, nu mă ocup cu așa ceva. Nu are niciun sens să fac topuri pentru că preferințele mele se schimbă perpetu, sunt doar niște preferințe personale. Este bine că se schimbă, topurile aparțin ascultătorilor, privitorilor, nu unor persoane individuale. Și totodată nu fac topuri pentru că prefer să urmăresc ceea ce rămâne constant în toate aceste schimbări. Astăzi va fi probabil cel mai dur material făcut până acum pe acest canal. Dar asta nu înseamnă că, vorbind în termeni deloc politicoși la adresa comunismului, pentru că comunismului datorăm cei mai frumoși, în ghilimele, ani din viața noastră, nu înseamnă cumva că facem publicitate indirectă celelalte extreme sau celuilalt tip de radicalism politic, care este cel puțin la fel de detestabil ca și comunismul, dacă nu și mai și. Dar facem aceste precizări pentru că, din nefericire, aceasta este noua libertate de exprimare. Trebuie să te scuzi permanent pentru ceea ce nu faci și pentru ceea ce nu ai gândit măcar. În fine, să trecem la treabă. În primul rând trebuie să spun că sunt și am fost dintotdeauna un om al vocii, indiferent de genul abordat. Că e vorba de growling-ul de death metal sau de screaming-ul de black metal sau de acea voce folosită în doom, întotdeauna, în primul și în primul rând, în zona de metal m-a interesat vocea. Așadar, ca să ajungi pe raftul de aur în colecția mea, este nevoie de o voce uimitoare, incredibilă, fantastică, spectaculoasă. În rest, sunt doar producții foarte, foarte bune, dar producțiile spectaculoase care îți rămân în minte forever and never vin din această parte a modului în care solistul vocal se exprimă. Cel mai mult și mai mult în black metal îmi place acel screaming care nu folosește deloc cuvinte, dar în schimb care apelează la foarte multe intensități și variații ale nervozității și ale demenței pentru a exprima și pentru a explora niște altminteri imposibil de exprimat, margini ascuțite și periculoase ale minții. Oferindu-le acestor margini greu de explorat ale minții un punct culminant și practic lăsându-te pe tine ca ascultător bulversat, disturbed pentru totdeauna. Screamingul trebuie, în opinia mea, să fie pur, să fie ființial, să fie făcut fără efecte speciale, fără distors. Screamingul acesta de black metal adevărat trebuie să fie dincolo de orice structură și să dea chiar dovadă de geniu literar. Să dea senzația că nu mai este nimic de distrus, că totul este stins în mod neiertător în chiar punctul său de aprindere, că totul este stins în mod neiertător în chiar flashpoint-ul său, că totul este în mod sălbatic pierdut și că este rândul tău ca ascultător să te alături acestei forțe. Acest tip de screaming e, înainte de orice, o chemare de a te alătura, de a te alătura sălbăticiei arhetipale a întunericului, to join the darkness, și de a da o voce la rândul tău ferocității umbrei și ferocității atacului de panică. Screamingul trebuie să fie, cum spun mulți, just amazingly insane, să fie impunător, să fie great in size or scope, să facă incredibilul credibil, să fie un fel de ultimate stuff, capabil să facă istoria să fie isterică, să aibă o proporție care să nu poată fi stăpânită. Da, deci să aibă o proporție sau o dimensiune care să nu poată fi stăpânită și să exprime o complicație și o complicitate fatală într-o maladie. Să ai impresia că asculți o muzică care nu este făcută pentru oameni, ceva care te face să vezi și să simți ferocitatea iadului intern. Sau, mă rog, cum se spune în teoria literară, să ai o experiență catartică sau o metamorfoză spirituală. Și totul este făcut în cadrul acestui screaming de black metal cu o undă de calm, cumva
intangibilă. Căci tot timpul o astfel de voce se poate face doar cu o undă de calm intangibilă, adică cu o stăpânire de sine perfectă. Acest tip de screaming de care vorbesc eu acum este screamingul fără cuvinte, așadar fără versuri. Dar chiar și fiind fără versuri, e screamingul care aduce o demență totală a plasticității. Cânți sau cânți cu adevărat universal nu atunci când cânți în limba engleză, pentru că atunci când nu folosești versuri, dar pui în voce toată violența sincerității din tine, în acel moment poți să înțeleagă black metal-ul chiar și fiarele pădurii. Și acest tip de voce este o componentă, cred eu, mult superioară a black metal-ului, pentru că are un farmec inegalabil. Și departe de a fi un element de umplutură sau o simplă extravaganță din partea artistului, este acel ceva care it really seals the deal in black metal și care face ca muzica să-ți rămână în minte, to stick to your head for the rest of your wretched life. Screamingul acesta plastic pur, fără cuvinte, dă, cred eu, o dimensiune inegalabilă și imbatabilă muzicii, pe lângă faptul că poate să dea un început și un sfârșit fantastic de piesă sau unei piese, ceea ce face el este practic să configureze în mod aproape total întreaga experiență de audiție. Dar nu doar să configureze în mod aproape total întreaga experiență de audiție, ci să și seteze viitorul orizont de așteptare, acel horizon of expectation, setând practic standardul tău ca și ascultător foarte, foarte sus. În acest sens, ca să intrăm puțin în detaliu, legenda spune că, de exemplu, Nathram de la Silencer se tăia și scâncea chiar în timp ce își înregistra părțile de vocale sau vocea, și se tăia și scâncea chiar în timp ce își înregistra vocea pentru a da durerii și disperării dimensiunea lor reală, sau cum spunea el, to enter the vibe. Tot la fel cum Dead de la Mayhem inhala animale moarte din pungi ca să simtă duhoarea morții înainte de a se urca pe scenă. Mă rog, unii spun că Dead era mult mai hardcore decât Nathram și tot unii spun că Varg, de exemplu, de la Burzum a fost tot timpul un tip așa foarte domestic în versurile sale. Oricum, ideea este, în cadrul acestui screaming, ideea este aceea unui cauterizator aplicat direct pe rănile deschise. Așa cred eu că au reușit unii artiști să obțină elementul cu adevărat epic în black metal, elementul masterclass în black metal. După episodul de data trecută, au apărut foarte, foarte multe reacții pro-Varg de la Burzum și împotriva lui Euronymous, ceea ce este un lucru cât se poate de așteptat. Și de aceea este ceea ce filmăm acum așa ca intermezzo, este un pasaj obligatoriu, mai ales în contextul titlului acestui material, intitulat, așa cum ați văzut și în titlu, Vocea ideală de black metal în oglinda spartă a comunismului. De ce spun că au apărut foarte multe comentarii în favoarea lui Varg și aproape toate împotriva lui Euronymous? Deoarece Mayhem nu este o trupă iubită în România sau ascultată. Este o trupă ascultată de către persoanele care au o atitudine neutră la adresa black metal-ului. Poate ei ascultă, dar în general lumea nu prea ascultă Mayhem în România. Și acest lucru se întâmplă dintr-o varietate de motive. În primul rând, muzica. Muzica Burzum este o muzică spectaculoasă, o muzică romantică, o muzică transcendentală, o muzică cu nuanțe filozofice și o muzică prietenoasă, foarte accesibilă și foarte plăcută. Muzica Burzum. Muzica Mayhem, din potrivă, este o muzică greu de ascultat. Sunt chestii foarte interesante în muzica Mayhem, în Death Crush în special și pe The Mysterious Doom, este o muzică greu de ascultat. Mult mai puțin prietenoasă cu ascultătorul. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este că în perioada în care Mayhem cânta, România era încă o țară închisă.
aproape hermetic. Și atunci black metal a intrat în România mai mult prin Burzum decât prin Mayhem. Ascultătorii și cei care au descoperit black metal au descoperit practic prin Burzum mai mult decât prin Mayhem. Imaginea aceea lui Varg Vikernes cu masculină, cu bâta de război, cu toate acele declarații anticomuniste au prins mult mai bine la mentalul român, care, așa cum spuneam, era un mental colectiv înclinat mai mult spre părțile acestea filozofice, transcendentale, poetice. Nu este prea multă poezie în muzica Mayhem. Mai contribuie la acest fapt și realitatea potrivit cărea Euronymous este o persoană extrem de detestată în România și chiar urâtă. Detestată și urâtă atât de noua generație cât și de vechea generație. De noua generație pentru că, cum spuneam, imaginea aceea macho, impozanta lui Varg de la Burzum a prins mult mai mult decât imaginea de la Mayhem. Iar ura și disprețul venit din partea vechii generații se datorează unor declarații făcute de Euronymous în presă cât încă mai era în viață. Declarații în care își mărturisea admirația și glorifica chiar de-a dreptul stalinismul, nici măcar comunismul. Declarații în care își manifesta dorința de a vedea toată lumea, toată planeta sub plapuma gri a comunismului. Mulți dintre rockerii de pe vremea respectivă, la începutul anilor 90 în România, unii dintre ei și mai în vârstă decât mine, unii dintre ei chiar tații actualilor muzicieni de pe scena românească, au auzit acele declarații și nu le-a picat bine. Nu le-a picat bine pentru că în România marea majoritate a scenei metal și chiar și rock se leagă de anticomunism. Bine, nu vorbim de punk sau de poate anumite trupe de punk sau poate anumite trupe de thrash care sunt mai afiliate antifaului. Dar vorbim de anii 60, 70, 80, 90 și chiar și anii 2000, fenomenul rock și metal s-a manifestat ca, să zic așa, plăcere nemărturisită în acest sentiment de anticomunism. Iar la trupele noi care apreciază Burzum, o fac, cum am spus, și prin accesibilitatea muzicii Burzum, dar și prin faptul că cel mai probabil au anumite opțiuni politice, care nu sunt tocmai greu de ghicit. În sensul că atunci când cineva vine și laudă Burzum pentru niște valori, cam în primele 2-3 secunde e foarte ușor să-ți dai seama cam ce orientare politică au, din nefericire. Și glorificând stalinismul, glorificând violența și brutalitatea comunistă, glorificând polițiile secrete din cele mai dure state comuniste, Mayhem, cum am spus, nu este o trupă iubită sau ascultată în România. Foarte puțini oameni ascultă Mayhem în România, nu este o trupă iubită și nici ascultată nici în Ungaria, nici în Cehia, nici în Slovacia, nici în Polonia, nici în Ucraina. Nu este o trupă, cum spuneam, iubită în Europa de Est. Că ulterior Euronymous a spus adesea că a glumit cu aceste declarații pro-staliniste sau că le-a folosit în scopuri publicitare, din punctul meu de vedere este cât se poate de evident că nu este așa deloc. El chiar credea în aceste idei, chiar le savura într-o zonă morbidă a plăcerii și atunci nu este un om agreat sau ascultat în zona aceasta a Europei de Est. La fel cum de altfel și Varg credea în ideile sale politice. Sunt lucruri, din păcate, evidente și care țin de faptul că atât el, Euronymous, cât și Varg s-au născut în niște familii cu condiții materiale generoase, cu condiții materiale bune, în familii aproape idilice, în Norvegia, o țară bogată și care, iată, au ajuns să aibă idei politice radicale, aș spune eu, din plictiseală sau de dragul romantismului. Și nici nu am făcut sau am adus în discuție comparația cu scena românească am fanfar sau de dragul de a aduce o discuție pentru că România era o țară extrem de discutată în cadrul trupei Mayhem. Dead, de exemplu, era pasionat de bisericile și de mănăstirile din România. A desenat mănăstirea de la Voroneț, crezând că e în Transilvania, mă rog, pe care o găsiți acum, cred, și pe logo-ul acelui canal de YouTube, Romanian Black Metal Elite. Vorbea tot timpul de castelele din Transilvania, de conții, de pădurile din Transilvania și de vampiri, iar Euronymous îl lăuda ori de câte ori avea ocazia pe Ceaușescu. Lucruri care, iată, au ajuns, cum spuneam, la urechile rockerilor din acea perioadă
și care n-au fost uitate sau iertate. Foarte nepopulară în România această trupă Mayhem. Imagine negativă. Am fost foarte interesat de comunism pentru o vreme, în special de cel din țările extreme, precum Albania, Campucia. Campucia este vechiul nume al Cambodgiei. Astăzi cunoașteți această țară, Campucia, sub numele de Cambodgia, Coreea de Nord și așa mai departe. Trebuie să spun că am studiat atât de mult încât știu că comunismul real ar fi cel mai bun sistem posibil. Dar, de vreme ce urăsc oamenii, nu vreau ca aceștia să se simtă bine. Aș vrea să-i văd putrezind sub dictaturi comuniste. Ceaușescu a fost grozav. Avem nevoie de mai mulți oameni ca el. Ca Stalin și ca Pol Pot. Am fost în Polonia, Ungaria și Cehoslovacia în vremurile bune și eram cât pe aici să merg și în Albania, dar nu s-a mai întâmplat. În Polonia era chiar bine, era chiar fain, dar ar fi putut fi și mai gri și mai deprimant. Îmi place poliția secretă, războiul rece și venerarea dictatorilor. Mi-au plăcut interceptarea și spionarea oamenilor, camerele de tortură din secțiile de poliție și faptul că oamenii dispăreau din senin. Eu personal aș locui într-un harem luxos și aș urmări filmulețe cu copiii din Africa murind de foame. Deoarece Mayhem nu este o trupă politică, nu prea îmi place să amestec astfel de subiecte în interviurile trupei, dar oricum îmi păstrez credința. Recunosc deschis că sunt stalinist și sunt foarte fascinat de țări precum Albania și România în vremurile bune. M-am gândit totuși să-mi dau demisia din Partidul Comunist, dar asta pentru că nu mai sunt suficient de brutali. Era mult mai bine în anii 70, când erau foarte inspirați de Albania și liderul lor, presupun că liderul respectivului Partid Comunist, și liderul lor chiar a vizitat Cambodgia în perioada lui Red Khmer și a luat cina cu Pol Pot. Acestea au fost zilele adevărate. Red Khmer sau Khmer Rouge, cum se numește în franceză, este o mișcare comunistă radicală care a condus Cambodgia din 1975 până în 1979, după ce a câștigat puterea în Cambodgia prin niște războaie de gherilă. Și a fost înființată în mod expres sau în mod special în 1967 ca aripa înarmată a Partidului Comunist din Campucia de atunci. De ce această atracție extremă atât pentru muzică cât și pentru politică, în speță stalinism? Oamenii știu că suntem bolnavi mental și că nu ne pasă. Pentru asta trăim și pentru asta murim, pentru stalinism. Urâm ideile de tip pace, iubire și democrație, război, sodomie și dictatură, astea ne plac. Susținem toate statele extreme și asuprite, cum ar fi vechea Albanie, Iran, Campucia, sub Khmerii Roșii și așa mai departe. Oamenii care mor și suferă. Încă mai crezi în comunism după căderea sa în aproape toate statele lumii? Am studiat atât de multă politică, teorie, economie, și aici zice Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Hoxha, încât știm că lumea va deveni mai devreme sau mai târziu comunistă. Poate peste 30 de ani, poate peste 300 de ani. Problema este că comunismul este al naibii de bun pentru oameni. E libertate totală. De aceea nu ne dorim niciodată să se întâmple. Lumea poate merge în iad. Lumea se poate duce dracului. Vrem înapoi vechea dictatură stalinistă. Acolo era gri, mizerie și răutate. Zidul Berlinului se va ridica înapoi. Tu însuți, ești activ politic? Am fost membru al unui partid foarte extrem. Ei au susținut vechea Albanie și fostul lor lider, care chiar a fost în Campucia sub Khmerii Roșii și a luat cina cu Pol Pot. Incredibil de bun aspect, dar partidul a devenit umanitar, așa că îl vom părăsi. Pentru a înțelege poate mai bine ponderea reală a vorbelor lui Euronymous și pentru a înțelege cu adevărat psihicul sau mentalul genului de oameni politici pe care fondatorul Mayhem îi admiră cu atâta aplomb, cred eu că cel mai bun lucru pe care l-am putea face ar fi să ne îndreptăm atenția asupra unei cărți scrise de autoarea bielorusă Svetlana Alexievici, cred că se numește. Cred că cartea a fost publicată în 2015. Eu am aici ediția din 2016, o carte intitulată Second Hand Times sau Timpuri Second Hand, în care Svetlana Alexievici reproduce un dialog din Moscova dintre profesorul Kuznetsov și Trotsky. Înainte să discutăm pasajul din Svetlana Alexievici, facem precizarea că nu facem absolut
nicio referire la situația actuală, nici din Rusia, nici din Ucraina, nici din Orientul Mijlociu. Discutăm doar ideea literară și atâta tot. Nu suntem analiști politici în adevăratul sens al cuvântului. Nu avem nicio secundă această pretenție. Și oricum, noi aici în România suntem mult prea mici pentru a înțelege asemenea enormități în dimensiunea lor reală. Sau pentru a înțelege la ce fac referire cu adevărat enormitățile pe care le veți auzi. Plus că, pentru a înțelege spiritul unei epoci, ai nevoie de o capacitate specială, și anume ai nevoie să poți cumva vedea epoca respectivă prin ochii unui om care a trăit în epoca respectivă. Nu este cazul, evident, în cazul nostru, pentru că cu toții ne plimbăm pe la Julius Mall și pe la alte hipermarketuri, supermarketuri. Nu e cazul să pretindem măcar o secundă că am avea capacitatea să vedem secole îndepărtate din istorie prin ochii oamenilor care au trăit secole respective. Dar, în tot cazul, la pagina 26, cred, profesorul Kuznetsovi se adresează lui Trotsky, spunându-i: nu vezi că Moscova moare de foame? La care Trotsky îi răspunde că atunci când Titus a intrat în Ierusalim și a luat cu asalt Ierusalimul sau a capturat Ierusalimul, mamele din acel oraș își mâncau copiii de foame. Atunci când am să vă pun mamele să-și mănânce tinerii de foame, atunci să veniți și să-mi spuneți mie că vă este foame. Frază pe care o spune Trotsky în 1919. Fraza a fost publicată în ziare și în reviste și când lumea citea, era cuprinsă de o tăcere de piatră, auzind astfel de vorbe. Acesta, cred eu, că este citatul care exprimă cel mai bine mentalul oamenilor pe care îi laudă Euronymous. Încă o dată, Svetlana Alexievici, sau pe numele ei complet, cred, Svetlana Alexandrova Alexievici, este un jurnalist de investigație bielorus, sau cu origini jumate bieloruse, jumate din vestul Ucrainei. Oral historie, nu știu exact ce înseamnă acest termen istoric oral, și care în 2015 a luat, din câte am înțeles, premiul Nobel pentru această carte. Mai mult decât atât, The Guardian a numit cartea a treilea bestseller sau a treia carte bună din secolul 21. A fost primul scriitor din Bielorusia care a primit premiul Nobel și distinția era pentru polifonic writings, pentru scrieri polifonice. Încă o dată nu sunt sigur că știu ce înseamnă scrieri polifonice sau istoric oral, dar citatul pe care l-am reprodus mi se pare poate cel mai reprezentativ pentru a înțelege mentalul liderilor totalitari din regimurile est-europene. Așa, ca prin ceață, îmi aduc aminte că citisem și din Dostoevski, dar nu mai țin minte exact în ce carte, Amintiri din subterană sau Amintiri din casa morților. Și vă spun alte mentalități de acest gen. În sensul că dacă în America de Sud se practicau metode de tortură oarecum inspirate din Evul Mediu, aragazul uman, se punea grilul pe capul omului, se dădea foc la păr sau la partea de sus a scalpului și torționarul își gătea o omletă, niște ochiuri, în timp ce respectivul avea timp să spună tot ceea ce știa, dacă cât se gătea mâncarea respectivă, dacă dorea să mai iasă cât de cât viu din treaba respectivă. Sau tot în America de Sud se practica metoda șobolanului pus pe piept și a găleții încălzite. Se punea un șobolan pe piept, o găleată încălzită, se încălzea fundul găleții și șobolanul, intrat în panică, trecea efectiv prin pieptul omului respectiv. Repet, metode de tortură sud-americane. Dar în Dostoevski, în Amintiri din casa morților sau în Amintiri din subterană, și vă spun asta ca să înțelegeți puțin mentalul torturii est-europene, ceea ce spune Dostoevski este că torționarii din închisorile estice au înțeles faptul că nu trebuie neapărat să
apelezi la astfel de metode de tortură pentru a face un om să vorbească. Există și alte metode mult mai cinice, mult mai perfide. Și spune Dostoievski că pentru ca un deținut să-și poată accepta pedeapsa și să-și poată duce sentința, este nevoie ca munca pe care o primește, oricât de grea ar fi ea, să aibă un anumit sens. Atât timp cât sapi la canalul Dunăre-Marea Neagră sau sapi o autostradă și munca ta are un anumit sens, o vei face. În momentul în care primești o muncă fără niciun sens, cum ar fi să macini nisip timp de 16 ore pe zi, lipsa de sens din cadrul acelei munci foarte grele te va termina și deținuții puși să macine nisip timp de 16 ore pe zi, deși condițiile de încarcerare erau cât de cât ok, cam în 2 săptămâni jumate, 3 sfârșeau prin a se sinucide. Lăsând la o parte aceste lucruri și întorcându-ne la subiectul nostru, care a fost primul screaming de black metal, primul screaming de black metal fără versuri. După părerea mea și a specialiștilor pe care i-am citit, primul screaming pur de black metal îi aparține basistului Roger Waters de la Pink Floyd. Pe piesa Careful With That Axe, Eugene. Piesa Careful With That Axe, Eugene a fost înregistrată în luna noiembrie a anului 1968 și cred că lansată pe piață în luna decembrie a anului 1968. Pe un single numit Point Me at the Sky și reprezenta partea B a single-ului respectiv. Modul în care basistul Roger Waters face vocea pe această piesă, încă o dată, Careful With That Axe, Eugene, te face să crezi că auzi ceva ce n-ar trebui să auzi, ceva ce nu ar trebui să existe acolo, ceva care efectiv e irezistibil, te trage înăuntru și cumva nu mai poți să te oprești din a tot asculta genul acela de voce. Deoarece, așa cum spunea și clăparul formației Pink Floyd, Richard Wright, de multe ori formația Pink Floyd alegea titluri de piese fără nicio legătură cu subiectul cântecilor. Un lucru care a făcut foarte ușor pentru formația Pink Floyd să relanseze de multe ori piesa și de multe ori sub denumiri diferite și să o adapteze în contexte diferite. Careful With That Axe, Eugene a mai fost adusă pe piață și sub alte titluri, titluri cum ar fi Beset by Creatures of the Deep sau Come In Number 51, Your Time Is Up. Ce s-a spus despre acest screaming în presa vremii? S-a spus că ar fi putut fi vorba de un ancient hunter, de un vânător ancestral, în timp ce îl omora pe un alt vânător ancestral, sau ar fi fost vorba de un vânător ancestral în timp ce își lovea mortal prada. Ca un element inedit. Mi s-a întâmplat adesea să asist la petreceri cu oameni mai în vârstă, care după ce se îmbătau puțin, moșuleții respectivi, începeau să imite screamingul lui Roger Waters de pe Careful With That Axe, Eugene. Și mă întrebam, în mod absolut normal, cei cu oamenii ăștia, cei cu moșuleții ăștia, un nebunit încearcă să cânte black metal? Și când îi întrebam, îmi spuneau că nu, că de fapt ei încearcă să-l imite pe Roger Waters de pe această piesă, că nevestele lor urăsc când fac genul ăsta de voce pe la ei pe acasă, că adesea își sperie nevestele încercând să imite screamingul lui Roger Waters și că le spun nevestelor la ce te-ai așteptat, la Celine Dion. Mi-au mai spus că s-au tot gândit cum ar putea obține genul ăsta de sunet, făcând un fel de whisper scream printr-o amplificare foarte heavy și că se tot gândesc cum să facă să țipe ca și Roger Waters, de vreme ce nimeni nu a putut să limite niciodată pe Roger Waters în vreun cover și nici Roger Waters nu mai vrea sau nu mai poate să facă tipul acesta de voce. Un tip de voce intitulat Inhaled Scream sau Primal Scream, un țipăt, un scream puternic și aproape inuman, animalic, venit de pe altă planetă și nemai făcut de nimeni până atunci. Acesta cred eu că este primul scream de black metal din istoria viitoare a genului.
Și da, screamingul de black metal este de esență floydiană. Dar, ca să facem o paralelă cu România, când, cum spuneam, spre sfârșitul anilor 60, Roger Waters inaugura screamingul de black metal, ce făceam noi în România? La nivelul presei, cel puțin, eram în epoca de piatră sau poate chiar în epoca de lemn. Și jurnaliștii se comportau adesea, în ghilimele sau nu, ca niște maimuțe care văd zburând pe deasupra copacilor din junglă un elicopter și își imaginează că elicopterul respectiv este o bucată de lemn aruncată de cineva care se învârte peste copaci. Iată ce spunea, de exemplu, Alecu Popovici despre muzica rock într-un material din octombrie 1964 în revista Tribuna. Alecu Popovici, un om care, de altfel, dacă veți avea curiozitatea să vă interesați despre el, veți descoperi că nu era tocmai incult, era chiar departe de a fi așa ceva. Însă, ne trăind în mod evident în anii 60, vom folosi ca sursă principală de informație cartea lui Nedu Stratone, Rock, sub seceră și ciocan. Să începem! Din păcate, nu toată lumea a primit cu brațele deschise pe practicanții noilor orientări muzicale, astfel că mulți au început să fie deranjați vădit de numărul decibelilor, cât și de ținuta tinerilor muzicieni și a fanilor lor. Astfel, Alecu Popovici scria într-un articol al Vremii: muzica pe scândură sau chitară, dar tot un fel de scândură, plată, asemănătoare cu acelea pe care gospodinele calcă pantalonii soților lor. Pe aceste scânduri cu strune, foarte des se calcă muzica, în picioare, deși coardele sunt zdrângănite cu mâna. Un articol publicat așadar de Alecu Popovici, un articol intitulat Scândura plus electricitate, nu oriunde, ci în revista Tribuna, pe 20 octombrie 1965. Dacă asta era părerea despre chitară, cred că vă puteți imagina care ar fi fost părerea despre voce, dacă ar fi auzit-o. Și exact din acest motiv mă distrează când îi aud din când în când pe muzicieni spunând că nu îi interesează concurența din România, că ei vor să se bată direct cu cei de afară. Auzi din când în când la emisiuni genul ăsta de replică: nu ne interesează să ne batem sau să concurăm cu trupele din România, noi mergem să concurăm direct cu trupele de afară. Afară, adică oameni care au văzut tot ceea ce se putea vedea și care au auzit tot ceea ce se putea auzi și care vor fi permanent cu câțiva zeci de ani înaintea noastră, indiferent ce ar face sau în ce domeniu ar activa. Ok, cei care vor să se bată direct cu cei de afară, ok, ce să le spunem? Mult succes! Și tot continuând pe informațiile pe care le oferă Nelu Stratone în Rock sub seceră și ciocan, să mai facem așa o mică comparație cam ce însemnau anii 60 în România. În anii 60 în România, radiourile se bucurau de celebra bandă Est, și anume aparatele de radio produse în România erau produse special, cu anumite modificări, astfel încât să prindă doar posturile autohtone sau posturile țărilor vecine și prietenoase. Posturile țărilor din Occident erau bruiate, bruiate din plin. Acum, nu știu exact cum se făcea acest bruiaj, îmi propun să aprofundez subiectul într-un interviu cu un electronist. Ce se difuza la radio? La radio se difuza, din câte am înțeles, porția obligatorie de muzică populară, șlagărele mobilizatoare și cântecele patriotice interpretate de o manieră festivă de către un ansamblu coral generos. Termenul de rock nu era încă permis, nici măcar nu era încă permis sau recunoscut ca gen muzical, nici măcar cel de jazz. Orice ar fi putut fi rock sau ar fi putut semăna a rock era numit muzică ușoară. Mă rog, termenul ăsta de muzică ușoară a acoperit cu generozitate o plajă foarte, foarte largă în anii 70 și 80. Toate genurile nesimfonice din România purtau această denumire de muzică ușoară, iar practicanții lor erau numiți artiști lirici de muzică ușoară.
Și tot ceea ce ar fi putut fi rock sau ar fi putut semăna rock era numit muzică ușoară, muzică pop sau, în cel mai bun caz, muzică beat. La polul opus black metal-ului din ziua de astăzi, trebuia să ai mare grijă, trebuia să fii foarte atent și să ai mare grijă să nu fii mistic. De-aia spun la polul opus al black metal-ului. Deci trebuia să ai foarte mare grijă să nu dai dovadă de misticism. Să nu fii mistic, să nu fii obscur. Pentru că mistic și obscur însemna subversiv. Da? Cu alte cuvinte, să nu dai motive de suspiciune. Sau indicații vis-a-vis de niște coincidențe inexplicabile din versuri. Și adevăratul pericol apărea atunci când încercai să dezvolți un subiect în adevăratul sens al cuvântului. Cam ca și astăzi în era corectitudinii politice împinse la extrem. Unde vine replica, dar ce ai vrut să zici cu chestia asta? Nu cumva ești un tip din ăla? Lasă că mirosim noi unde ai vrut să bați. Nu cumva te-ai referit la... Aha? Da, cam ca și astăzi în ceea ce ajunge să fie numit cancel culture. Istoria revine dacă avem răbdare. Dacă doreai neapărat versuri în muzica ta, puteai folosi pe post de versuri poezii ale poeților agreați de partid și de organigrama de învățământ de atunci, sau puteai cânta pur și simplu instrumental. Poate că faptul că avea aceasta o doua opțiune de a cânta pur și simplu instrumental este și unul dintre motivele pentru care pe vremea aceea erau muzicieni atât de buni, instrumentiști atât de talentați, pentru că se concentrau 100% pe partea instrumentală, pe instrumentație. Un alt fenomen al anilor 60, foarte asemănător și el cu ce se întâmplă în ziua de astăzi, se referă la faptul că și atunci, ca și acum, băteai șaua să priceapă calul. Am fost și eu întrebat de ce pe acest canal nu abordez problema mai direct sau nu spun lucrurilor mai pe nume. Ei bine, în România nu este o idee bună să faci chestia asta. N-a fost niciodată o idee bună să faci chestia asta, să abordezi direct o problemă sau să spui lucrurilor pe nume. De ce? Nu neapărat din lașitate, ci pentru că, și asta am avut și eu o surpriză neplăcută să descoper, în momentul în care abordezi direct problema și spui lucrurilor pe nume, tot cei care n-ar trebui să se simtă, se simt. Tot cei care și-au făcut treaba, mulți dintre ei chiar ireproșabil, tot respectivii se simt și te întreabă dacă au greșit ei cu ceva. Cei care ar fi trebuit să se simtă, nici poveste, măcar să intereseze cât de cât. De exemplu, aici în Cluj, în anii 60, existau, cred, trupele Electron, Typhoon, Saturn, dar și legendarul Chromatic Group. Chromatic Group, o formație care cânta un rock psihedelic chiar foarte interesant pentru acea vreme și care, iată, am observat că începe să apară chiar și pe YouTube. Găsiți piesa Racul, Broasca și Oștiucă. Racul, Broasca și Oștiucă, deoarece doar pe aceste subiecte se putea cânta în versuri fără să trezești mari suspiciuni, deși dacă ne gândim că Racul, Broasca și Oștiucă sunt personificări, Atunci dăm drumul paranoiei. Cum au reușit acești muzicieni să fie instrumentiști atât de buni? În lipsă de scule și de informație, rămâne un mister total. Ceea ce încuraja regimul în perioada anilor 60, 70, 80 erau melodii populare prelucrate pe chitară electrică de către ansambluri vocal-instrumentale, iar tematic se căuta mai mult decât orice iubirea, de preferat iubirea de țară. Pacea între popoarele socialiste, solidaritatea claselor muncitorești sau ale clasei muncitoare. Așadar, iubirea, pacea, solidaritatea, dacă Euronymous s-ar fi trăit în această perioadă în România, nu cred că i-ar fi plăcut foarte mult. Autoritățile nu doreau niciodată să dea amploare unor scandaluri. De ce nu doreau să dea amploare unor scandaluri? Pentru că își realizau încă de pe atunci potențialul imens al publicității negative. Cum avea să se întâmple mai târziu în anii 80 cu Metroc. Vom vedea despre ce este vorba.
Totul în muzica acelor ani se făcea la sugestia sistemului, dar și cu sau sub atenta supraveghere a sistemului. Tot timpul la radio se dădeau cam aceleași piese. Cam la fel ca astăzi la Rock FM. Sărim peste anii 70 și mergem în anii 80. Sărim peste anii 70 deoarece, din ce am înțeles din toate poveștile celor cu care am interacționat și discutat pe acest subiect, anii 70 nu au fost ani chiar atât de răi. Regimul comunist în România, permițând poate cea mai mare libertate din întreaga sa carieră politică. Și mulți tineri de atunci care au prins anii 70 susțin că au avut o viață decentă spre foarte bună și că în anii 70 regimul a lăsat-o mai moale. Și mai adăugăm doar că în istoria trupei Pink Floyd, Roger Waters a mai făcut acest tip de scream pe piesa Run Like Hell. Pe piesa Run Like Hell este intercalată printre niște râsete isterice și pe piesa Two Suns in the Sunset, piesă din 1983 de pe albumul The Final Cut. Și acum vine iarăși întrebarea, ce făceam noi în anii 80? În anii 80 ne puteam uita la televizor, la emisiunea Incursiune în Penibil, unde era atacat grupul Metroc și Marius Luca, în stilul în care Alecu Popovici o făcea în anii 60, doar că deja în anii 80 publicitatea negativă începea să funcționeze mai bine decât publicitatea pozitivă și faptul că a fost trupa Metroc a fost atacată la Incursiune în Penibil n-a fost decât să facă să explodeze efectiv interesul față de această trupă. Precizăm că este ora 23, adică aproape de miezul nopții. Sigur că, în primul rând, copiii aduși la un asemenea spectacol penibil vor avea numai coșmaruri în ceasurile puține de somn care le-au mai rămas până dimineață. De ce insist să vă arăt această poză? Deoarece îmi aduc aminte perfect ziua în care a fost făcută. Mirosea în sala respectivă ca la biserică atunci când dai cu tămâie. Numai că în loc de tămâie mirosea naftalină. Ce se întâmpla în vremurile respective? La astfel de festivități toată lumea își scotea din dulap hainele bune, mă rog, cât de bune erau aceste haine, și venea cu ele la sărbare, după care le băga înapoi în dulap, iarăși cu o tonă de naftalină, ca să reziste până la următoarea sărbare sau până la următoarea festivitate. Privirea pe care o vedeți nu este o privire neapărat tristă, este o privire gânditoare. Și am în minte perfect și acum ziua în care a fost făcută poza, deoarece cu o seară înainte ascultasem în premieră screaming-ul lui Roger Waters de la Pink Floyd. Fusesem acasă la niște copii mai mari, desigur, cu un oarecare grad de rudenie, verișori sau ceva de genul acesta, și părinții acelor copii aduseseră din Polonia niște discuri cu Pink Floyd și m-au chemat fiind fascinați de acea porțiune de voce a lui Roger Waters, pentru că era ceva ce, în mod normal, nu ar fi trebuit să fi fost acolo. Și atunci ce se întâmpla este că se lua acul pick-up-ului și se punea pe placa de vinil exact înainte să înceapă vocea. Și petrecusem o după-amiază întreagă, dând replay peste replay la acel pasaj cu Roger Waters făcând acel screaming, pentru că nu ne venea să credem că se poate aduce un element de acest gen în muzică. Deci ziua de dinaintea realizării acestei fotografii fusese ziua în care ascultasem pentru prima dată în viața mea ceea ce consider și astăzi ca fiind primul screaming de black metal ever făcut de Roger Waters de la Pink Floyd. Cum a fost audiat? Desigur, în camera părinților copiilor respectivi, adică în sufragerie, pe întuneric, nu aprindeam lumina, deoarece teoretic copiii, eu și ceilalți copii, trebuia să fim în camera noastră făcându-ne temele sau alte activități dedicate copiilor, și atunci, ca să nu se vadă din stradă că suntem în camera adulților, a părinților copiilor respective, adică, și că facem ceva în sufrageria respectivă, și se profita la maxim de momentul în care
părinții posesori ai vinilului cu Pink Floyd nu erau acasă, copiii chemau pe alți copii de la alte blocuri și toți stăteam și tot puneam obsesiv acul pick-up-ului pe porțiunea respectivă de voce de la Pink Floyd. Iar a doua zi, când a fost făcută această poză, privirea era la vocaliza de black, proto-black metal a lui Roger Waters, pe care auzisem cu o zi înainte. Chiar râdeam copios cu Marius Luca după interviu și spunându-i: uite, domne, unul dintre copiii aceia pe care tu îi traumatizai cu muzica ta și îi țineai treji până după 12 noaptea, după vreo 40 de ani aproape, vine să-ți ia interviu. Deși filmarea cu Metroc era încă alb-negru. Apropo, dacă tot am ajuns în anii 80, haideți să dăm drumul și la culoare. Că în anii 80 începeam deja să avem televizoare color. Și în acei ani, nu știu, te uitai la televizor și dacă ți arăta cum se desfundă un canal sau ceva, ca să vezi și tu cum merge televizorul sau dacă mai funcționează. În rest, stătea pur și simplu mobilă pe masa din sufragerie. Și în anii 83 aveam aceste reviste pe care am să vi le prezint puțin. Și ceea ce v-am arătat și este poza în care sunt eu, un copil asemănător acelor copii pe care i-ați văzut în filmarea concertului lui Marius Luca. Mă rog, nu neapărat unul dintre acei copii filmați acolo, dar plus minus ca vârstă, acolo eram în perioada respectivă, fiind făcut Șoimel Patrii, și aceste două reviste sunt revistele cu care am crescut pe noptieră. Nu am aruncat nimic, am păstrat ca să mă asigur că nu uit. Și pot să stea și foștii comuniști și foștii securiști, pot să stea liniștiți că nu uităm nimic. Le păstrăm ca să fim siguri că ne amintim. Și aceste două reviste din anul 1983 erau două reviste scoase în timp ce în zona Occidentului, în anul 1983, se inventau primele calculatoare, apărea internetul în 1983, apăreau primele site-uri de internet în 1983, Motorola aducea pe piață primul telefon mobil în 1983, dar noi citeam Almanac Turistic pentru Tineret și Magazin Estival. Cam asta este, din punctul meu de vedere, diferența între noi și Occident în acea perioadă. Și așa cum vă spuneam, v-am pregătit și două reviste din anii 80, respectiv Magazin Estival, Cinema 1983 și Almanacul Turistic pentru Tineret, tot din 1983, și să le luăm pe rând, să vedem ce găseam prin ele. Poza cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, așa începea Magazinul Estival, și cu cuvântarea: faceți totul, dragi tovarăși și prieteni tineri, pentru a cunoaște și stăpâni tot ceea ce a creat mai bun știința în toate sectoarele de activitate, inclusiv în domeniul cunoașterii umane. Deveniți buni revoluționari. Ei, din păcate, aici s-a îndeplinit dorința. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Cam 6 ani mai târziu aveam de gând să devenim foarte buni revoluționari. Stăpânind cuceririle revoluționare în știință și tehnică, deveniți buni revoluționari, stăpânind cunoștințele sociale, politice, revoluționare, iată, insistă pe revoluție, ceea ce i s-a dovedit fatal. Deveniți buni patrioți, cunoscând trecutul și făcând totul pentru a fi demni de acest trecut glorios al poporului nostru, pregătindu-vă temeinic pentru a vă putea înrola activ în marea operă de făurire a societății socialiste multilaterale dezvoltate și a comunismului în România, pentru a servi întotdeauna patria, poporul, socialismul, politica Partidului Comunist Român. Deci, începeam cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Concepție revoluționară, filme revoluționare. Ok. Alte vizite prin țară. Iată, și minerii erau pregătiți încă de atunci pentru mineriadă, din câte îmi dau eu seama în această poză, și cam ce se mai întâmpla cu acest Magazin Estival. Dansuri populare, muzică populară,
sub semnul Festivalului Național Cântarea României, de la cantitate la calitate. Ok. Și ce mai vedem în acest magazin estival? După cum vedeți, este această hârtie puțin color, puțin alb negru, cu culorile era puțin mai greu, pe atunci trebuia făcută economie, nu, să scoți color era destul de scump. Și ni se prezentau doamnele, apropo, din câte mi-aduc eu aminte și din ce am citit, pe vremea comunismului, femeia era chiar destul de respectată. Nu ca în zilele noastre, și femeia era dată separat pentru câte o virtute. Și aici avem pe Diana Lupescu pentru seriozitate. Magda Cantone pentru simțul umorului. Mariana Buruiană pentru ingenuitate. Și respectiv Adriana Șchiopu pentru vitalitate. Deci, cum spuneam, femeia nu era chiar rău privită, bani împotrivă. Asta e o chestie de care poate ar trebui, sau de la care poate ar trebui să mai învățăm câte una alta. Ni se povestea puțin și despre IT sau cum se fabrică un succes. Nu eram noi chiar în epoca de piatră pe atunci. Cum spuneam, cu culorile se stătea puțin mai greu, pentru că pagina color era scumpă. Tot în acest magazin internațional, iată Falstaff, și îl găsim inclusiv pe Jack Nicholson. Deci începeam să cam știm și noi ceea ce se întâmpla în Occident. Talentul trebuie pus în slujba actorului și a scenariului. Unde sunt timpurile în care Wells numea regizorul un comandant suprem pe câmpul de luptă? Nu vrem să citim prea mult în aceste cuvinte. Și în fine, ce vedem în aceste poze este un Dustin Hoffman interpretând rolul unei femei. Și îl vedeți pe Dustin Hoffman care încerca să, credeți-mă, nu-i deloc ușor să fii femeie. Iată, și ce vă spune Dustin Hoffman? Îmbrăcatul ciorapilor, un chin. Da? Aici Dustin Hoffman încercând să îmbrace niște ciorapi de femeie. Să vedem și puțin și textul. Da. În Tutsi, Dustin Hoffman interpretează un dublu rol de bărbat și de femeie. Deci, un travestit, cred că. De ce? Pentru că actor fiind și șomer, iată ce spune presa comunistă, nu izbutește să prindă niciun rol masculin. În timp ce ca femeie, iată, reușește să se angajeze și chiar să devină celebr în ghilimele într-un serial de televiziune. Deci, tot femeia l-a făcut om, tot femeia l-a salvat pe Dustin Hoffman. Da, și încă o dată aici vi se prezintă chinurile lui Dustin Hoffman când încerca să-și tragă pe el ciorapii de femeie. Deci tot femeia l-a spus din căcat și pe Dustin Hoffman. Dacă știi să apreciezi, numai lucruri bune ai de câștigat de pe urma femeii. Și revista Cinema la Hollywood. Din nou, cum spuneam, o hârtie așa, cât de cât color, dar nu prea. Galbenul acela comunist clasic. Și cum spuneam, mai o poză color, mai un text al negru. Mai făceam și noi un pic de economie la tuș. Cinema 1983, magazin estival. Bun. Haideți să vedem puțin și cealaltă revistă, intitulat Almanach turistic pentru tineret. Okidoki. Bun. Sub conducerea partidului spre noi înfăptuiri. Așa, corect. Bine. Continuăm. Iată. Industrie grea, triumful democrației socialiste, răbojul succeselor, Nicolae Ceaușescu din nou conducând agricultura din România. Ok. O poză de la Alba Iulia și un popor de două ori milenar. Așa, e bun. Ce mai găsim noi aici? Da, era o revistă turismul, da, de turism. Iată, turismul, factor de cooperare și securitate internațională.
Da, adică ce vreau să spun prin asta este că trebuia să ai grijă cine pleacă peste hotare, că era posibil să nu se mai întoarcă în țară și să mai și povestească pe la străini ce se întâmplă pe la noi. Obicei care s-a păstrat, după cum vedeți și acum anumite partide politice acuză alți politicieni că merg cu pâra la Bruxelles. Așa ne-a plăcut nouă să băgăm sub preș ce se întâmplă la noi în țară. Iată, ce este patria? Ce e aceea patria? Bun. Carpații, tezauri de istorie. Din câte îmi dau seama, aceasta cred că e o poză din Cheile Turzii. În fine, în această revistă sunt încurajați tinerii să viziteze frumusețe României. Valentin Hosu Longin, eu semnează acest articol. Monedele geto, da, celor ok. Ce mai găsim? Iată, din cuvântările și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la turism, corect, asta trebuia văzut. O cabană de munte, cabana Valea de Pești din Petroșani. Bun. Și trebuia să cunoaștem și părerea lui Nicolae Ceaușescu despre turism. Asta este a doua, este o revistă pentru tineret. Iarăși combinația asta foarte interesantă, comunistă, dintre scris alb-negru și verde. Și ce scrie aici? Ia să vedem. Stop! Cu semnul exclamării. Spațiul cosmic, o nouă dimensiune a cursei în armărilor. Da, aici, din păcate, s-ar putea să aibă dreptate. S-ar putea să fie folosit spațiul cosmic, așa cum spune în acest articol. Și să mergem un pic mai departe. Iarăși foarte interesant acest albastru din ziarele comuniste. Ce se întâmplă aici? Se prezintă pentru tinerii care doreau să se plimbe prin România, dacă merg în Botoșani, ce trasee turistice găsesc? Trasee turistice botoșănene. Nimeni nu mai merge pe trasee turistice botoșănene în ziua de astăzi. Pe la Târgoviște ți se spune ce găsești. Prin Harghita, într-o altă parte a țării, în Harghita, un popas plăcut se poate face la Gheorgheni, unde, pe lângă muzeul orășenesc, cu secții de istorie, etnografie, științele naturii și artă plastică, mai pot fi vizitate ruinele cetății feudale. Bun. Iată, inclusiv Moș Crăciun merge în aceste peregrinări prin țară, pe la Buzău, pe la Gorj, în fine. Se dădeau reguli de munte, ce reguli să respecti pe munte în cazul în care doreai să faci trasee pe munte. Un pic de modă, visul unei nopți anume. Da, deci vedeți, femeile aveau ele partea lor de presă rezervată. Aveau mașini de cusut pe acasă și iată Natalia Robescu și Olga Calboreanu semnează și niște articole de modă. Oh, și desigur asta ne interesa, cenaclul Flacăra. This is the real shit. Marele cenaclu de pe vremea respectivă. Pe cine găseam la cenaclul Flacăra? Pe Mihaela Popescu, Șerban Hrușcă, obviously, Vasile Șecaru, The Good Stuff, Ion Zubașu, Marti Popescu, Ion Olteanu, Dan Bădulescu, Ion Dumitrescu, deci ăsta era adevăratul cenaclu Flacăra de pe vremea respectivă. În fine, tinerii poeți și ei cu... Și mai exista și Salonul Republican al Graficii Satirice de Tineret Costinești 82. Caricatori, chestii. Și-a căutat-o cu lumânarea Ceaușescu, prelițând caricaturile. Omletă fără ouă nu se poate. În fine. Și aici nu mai avem coperta internă. Cine sapă groapa altuia, puncte, puncte. Bun, cam așa arăta presa comunistă din 83. Sunt două reviste cu care am crescut pe notire, pentru că nu aveai ce altceva să citești. Bunicii citeau, părinții citeau, deci în anii 80 cam cu asta te delectai. Mai scăpa și câte un film pe la cinematograf. Totodată, în 1983 se raționalizează și mai mult mâncarea
și energia, consumul de energie scade undeva la 50%, se rade de pe fața pământului din București cartierul Uranus și se inaugurează șantierul Casei Poporului. Casa Poporului e o construcție faraonică la care au lucrat peste 100.000 de oameni în 3 schimburi, deci practic la Casa Poporului se lucra efectiv zi și noapte. Și în anii 80 lucrurile nu mai stăteau absolut deloc la fel ca în anii 70. Liviu Hoisan aduce thrash metal în România, spunând cred că prin 2021, în 25 septembrie 2021, dacă mi-aduc bine aminte, spunând că a schimbat lingura de lemn a Phoenix-ului în furculița heavy metal-ului. Și așa cum spuneam, într-adevăr, pe data de 25 septembrie 2021, Liviu Hoisan scrie pe profilul său de Facebook următoarele rânduri. Eu sunt singurul geniu muzical al muzicii rock în secolul 20 în România. Eu am schimbat lingura de lemn de la Phoenix în furculița de argint a heavy metal-ului. Eu am educat și construit sunetul pentru viitor. Eu am creat muzica rock modernă în România și eu am fost primul care a susținut schimbarea. Eu sunt comandorul Hoisan și eu sunt gândirea, lupta și realizarea unui scop vechi în muzica rock în România, libertatea muzicală, și cred că are dreptate, sau că are perfectă dreptate când spune aceste lucruri. Iar cred că în 87 viitorul solist vocal de la Mayhem Dead cânta cu Morbid un demo care se chema December Moon. Acel demo December Moon cu Dead de la Mayhem este strămoșul mult mai celebre de la Mayhem, Funeral Moon. Mai târziu, în descendența aceasta floydiană pe care am subliniat-o, Varg de la Burzum pe piesa Spell of Destruction sau Black Spell of Destruction avea să facă prima vocaliză cu adevărat impresionantă în zona black metal-ului și cu adevărat de inspirație floydiană, și modul în care Varg Vikernes face vocea pe acea piesă Black Spell of Destruction, după părerea mea, pune bazele viitorului suicidal black metal. Ca să ne întoarcem la subiectul prezentării de astăzi. A doua voce care m-a impresionat la fel de mult ca cea lui Roger Waters pe partea aceasta de screaming de black metal fără versuri, cu plasticitate maximă exprimată în voce, a fost modul în care Varg Vikernes a făcut vocea pe Black Spell of Destruction sau Spell of Destruction. Am înțeles că Black Spell of Destruction a fost varianta modificată de Euronymous atunci când i-a lansat materialul. Piesa care pune bazele suicidal black metal, urmează iarăși doi soliști vocali incredibili pe această zonă de screaming fără versuri, și anume Rainer Limfermann de la Bethlehem pe albumul Dictus Tenecare și desigur Natram de la Silencer. Câteva mențiuni onorabile poate că se cuvin și trupei Impale Nazarene din Finlanda, probabil trupei Dark Tribe, probabil trupei Ascherea. Neapărat trebuie să menționăm aici și cea mai talentată voce din underground metal românesc, cea mai talentată voce de black metal, Octav de la Acral Necrosis. Aș fi preferat la Acral Necrosis pe părțile în care Octav face vocea de această manieră, ca tobele să fie puțin mai jos în mix și vocea puțin mai sus în mix pe aceste pasaje. Dar totodată genul ăsta de voce o puteți auzi și mi-a plăcut foarte mult și la Lake of Tears, la Daniel Brenare, de exemplu, pe piesa Dream Demons sau pe piesa Midnight Madness. Și acestea fiind spuse, ajungem, iată, și niște timpuri pe care le cunoaștem mai bine, și anume în anii 90. În 1990, martie 1990, primăvară, soare afară, cântă păsărele, entuziasm, avânt, bucurie de viață, ca și acum, de altfel, în perioada în care filmăm.
prima primăvară liberă în România, primul an de libertate în România, martie 1990, un moment pe care l-am așteptat atât și atât de mult. În martie 1990 apare și primul ziar de metal în România, nu de rock, de metal, se numește Extaz. Îi mulțumesc frumos lui Tony Dijmărescu pentru aceste documente istorice pe care mi le-a pus la dispoziție. Am pusesem și eu mâna la un moment dat pe acest ziar, dar desigur s-a pierdut în negura timpului. Pentru cei care urmăriți reviste gen fanzine, gen Strigoi, Moroi, Pagini din Criptă, ei bine, Extaz este strămoșul acestor fanzine din ziua de astăzi. Dacă ne uităm la celebra rubrică Urlete din Cavou, era un fel de rubrică de știri, și vom intra puțin în detalii și cu Extazul. Însă, pe lângă faptul că se putea în premieră publica Metal, un ziar de metal, deci Revoluția a fost în 89 și iată, nu au așteptat mult. Pumnii erau strânși, dinții scrâșneau, nu mai putea fi stăpânit încă multă vreme nemulțumirea autohtonă. Se promovează thrash metalul, Metallica, poate chiar un pic și death metalul, un pic există și un articol de proto-black metal acolo, foarte frumos, iar vom intra în detalii. Însă, cum spuneam, pe lângă faptul că se deschidea scena internațională, Extaz, o revistă care a apărut înainte de rocker-a lui Dor Ionescu și înainte de colosul heavy metal magazine-a lui Lenzi Hria, care avea să configureze total anii 90, însă Extaz, la Oradea, din câte mi-am dat seama, a apărut, a fost prima publicație de metal. Probabil că lucrurile s-au mai complicat ulterior, pentru că au venit mineriadele, au venit alte chestii, vechile structuri comuniste nu aveau de gând să se lase chiar atât de ușor îndepărtate din această zonă. Și să vedem puțin cum arăta și acest magazin Extaz din, repet, martie 1990. Șochează, așa cum ați văzut. Așa cum ați văzut, șochează articolul despre Iris, pentru că pe lângă faptul că aveam acces la scena internațională, socotelele cu vechea generație sau cu generația despre care s-a considerat că a fost în relații mult prea prietenoase cu partidul, abia acum începeau răfuiala și socotelele cu vechii. Articolul se intitulează Iris, liniuță, steaua ta mai e puțin și va cădea. Deschid televizorul și pielea mi se face de găină. Televiziunea se pare de la Revoluție încoace că are o adevărată predilecție pentru cadavre și copii idioți. Legat de această predilecție, trebuie înțeleasă și tentativa TRL de a impune stofa formației Iris. Cert este că mai sunt încă fanatici care susțin că Iris ar merge spre Hard and Heavy, dar așa cum se știe, trepăduș există peste tot, în special la granița dintre două genuri muzicale radical opuse, rock-ul și disco. A trecut vremea marilor concerte Iris la care se rupeau scaune. Acum 2 ani, când Iris mai era ceva în muzică, la Cluj s-au rupt, lucru confirmat, 46 de scaune din cele aproape 2000 ale Casei de Cultură a Studenților, dar nu vă faceți iluzii. Acum nici măcar o țigară fină nu mai au ăștia putere să tragă. Sunt obosiți, mult prea obosiți pentru a face muzică. Din vechea formație au rămas doar Ioan Dumitrescu și Cristi Minculescu. Despre Ioan Dumitrescu se poate afirma cu siguranță că nu e un baterist mare. În primul rând este convențional. Nu are imaginație nici cât negru sub unghii. Bate repede, dar fără să-și gândească muzica. Bate mecanic ca un robot. Bate mecanic ca un robot prost reglat, programat cu facilitate de un sinistru informatician drogat. Pe de altă parte, se știe că are și ca om o doză mare de sânge de gorilă. Wow. Cristi Minculescu, nu e așa că îți place AC/DC? Nu e așa că muzica lor e bine lucrată? Da, îți place, ai recunoscut-o chiar tu într-un interviu, dar a place o formație nu înseamnă a o imita, ceea ce tu nu ai înțeles niciodată. Și cele mai bune melodii ale voastre sunt subte de la formația fraților Young. Cei doi foști chitariști ai Irisului au înțeles aceasta și au plecat la Holograf, care de bine de rău avea un stil mai bine definit. La un concert Holograf ținut la Cluj, Nuțu Olteanu a fost întrebat de ce a plecat de la Iris. A răspuns simplu că simțea nevoia unei altfel de muzici. Iris și Minculescu, cu vocea lui în reală decădere, îl plictiseau. S-a lansat zvonul că Minculescu ar avea cancer la gât și că chipurile medicului ar fi interzis să cânte. Simplu moft, simplă dezinformare, menită să explice pe undeva decăderea lui
Minculescu. Nu se recunoaște că Anticristi și-a pierdut vocea din pricina unui uriaș consum de alcool. Ajunsese și el, ca și Iuliu Merca, de la Semnal M, să nu poată urca pe scenă decât dacă se îmbată tun. Sunteți provinciali, ne spun, cu scârbă bucureștenii. Da, provinciali, dar singurii care fac muzică bună. Muzica bucureștenilor este transportată din, vezi, Doamne, provincie și nici măcar nu se recunoaște chestia asta. Minculescu a apărut la un concert cu o pelerină argintie la Cluj. S-au făcut multe bancuri pe seama băuturii pe care ar fi încercat celebrul solist să o dosească în pelerină. Era beat, de-abia se mai ținea pe picioare și ne cânta. Lumea, recunosc, este a bețivilor, dar oare și muzica? Nu, cu siguranță că nu. Eram o gașcă în parcul mare din Cluj. Mergeam spre chioșc să bem o bere. În spate apare un irisist și strigă, Iris, Iris, iar Tibi, prietenul meu, strigă fără să întoarcă capul și arătând cu degetul apa. Aruncă-te în lac, aruncă-te în lac. Asta spun și eu. Minculescu, strânge trupa și aruncă-te în lac. Dacă nu mai poți să cânți, înneacă-te și lasă pe cei mai tineri să o facă. Muzica nu va avea nimic de pierdut, dimpotrivă. Articol semnat de Emil Pop, aici în Cluj-Napoca, în martie 1990, cum spuneam. Am citit articolul despre Iris, însă atitudini de genul ăsta sau resentimente de genul acesta și probabil justificate, nu știu, nu am fost foarte pasionat de Iris niciodată, ca să am o părere pro sau contra, rămân și în anii ce vor veni. Dacă articolul pe care l-am citit a fost publicat în martie 1990, tot în luna martie, în 2010, de această dată, pe 16 martie, haideți să vedem ce spune și foții de la Truda sau de la Cash pe exact același subiect. N-am chef ca lumea să idolatrizeze o trupă ca Iris, de exemplu, care, bine, ok, a fost fain până în 89, până n-aveam altceva. O trupă care a copiat ani de zile alte trupe. Gândiți-vă că nu vorbesc tâmpenii, toți muzicienii știu despre ce vorbesc. Normal că omul, ascultătorul simplu nu-și va da seama că Living After Midnight de la Judas Priest este exact. Voi veni pe strada ta și dacă nu-i Judas Priest, AC/DC, dacă nu-i AC/DC, Nazareth, dacă nu-i Nazareth, Whitesnake, restul pieselor. Deci până și coperta de la albumul Iris 2 e Angus Young pe ea, coperta de la un casetă video din 79 numită Led Derby Rock Live. Deci până și coperta e copiată și lumea îi idolatrează. Iris, extraordinar, ok, să idolatrize, dar din 90 încoace a intrat atâta muzică în țară, au intrat originalurile. Care asta? Și lumea merge la concert Iris. Nu merge la un concert Truda, nu merge la un concert N atâtea trupe bune din țara asta. Trebuie să scăpăm de comunism. O altă pagină din această revistă Extaz, și acum ne uităm, cumva aducea puțin, cred eu, black metal-ul în discuție așa la un nivel mai proto. Rubrica se numea Metal, Satan, Satanism și cumva introducea pentru, în premieră absolută în presa din România un subiect de genul acesta. După cum se știe, extraordinarul curent metal are mai multe subgrupe care în mare parte sunt asemănătoare. Principalele ramuri ale acestui curent sunt black, iată se știa de black metal, speed, thrash. Fiecare din aceste curente sunt reprezentate distinct de unele grupuri pe care pentru a se lansa și pentru a avea cât mai mulți bani încearcă să creeze un nou stil, o nouă formă de manifestare. Majoritatea acestor trupe își trag seva de inspirație din unele tradiții obscure ale evului mediu, astfel o mare parte a trupelor metalice din lume sunt puternic influențate de cultul satanic, acest cult care în evul mediu a atins apogeul, ca pe urmă să se stingă dreptat. S-a redezvoltat rapid în Occident, cam în stilul anilor 80, scris articolul. În cea de-a doua jumătate a secolului nostru, din totdeauna omul a avut nevoie de un crez mistic care să-l sprijine moral. Credința a fost principala educație a omului. Prima credință care l-a dominat pe om a fost Dumnezeu și puterea binelui, scris cu P și B mare. A apărut contrariul binelui și a lui Dumnezeu, răul și puterea diavolului. În legătură cu uneltele satanei s-au țesut nenumăratele legende, care mai de care mai terifiante, capabile să stârnească revolta și groaza, astfel teologii, autorii de scrieri pioase, cred că scrie aici, pioase,
s-au încercat în a schița portretul fizic în ghilimele al satanii. Acesta e înfățișat în deopște sub aspectul clasic al unei ființe care amintește de om, cu excepția că este mai viguros și mai păroasă. Are piele de o culoare închisă, coadă și copite, dar este lipsită de bucurie. În iconografia religioasă se prezintă înfățișarea respingătoare, sugerând josnicia morală. Și desigur, nu își dă pe chip, semnează articolul, nu își dă numele. Mai exista și o rubrică numită rocherisme. Să vedem ce scrie aici. Asprida, poate Aspida oreia să fie. Da, tiparul fiind executat la Crișana Oradea. Fiecare rocker este trecător, dar nu fiecare trecător este rocker. Răzbunarea, arma, puncte rockerilor. Surd să fii și tot mai auzi muzică disco. Rockerul nu zice ajunge. Un râu de șes. Da, deci rockerul nu zice ajunge puncte. Un râu de șes în gură de iar curge. O viață de rocker nu valorează nimic și totuși nimic nu valorează cât o viață de rocker. Apropo de rockerițe, să nu uităm că sunt tot femei. Hai mă, lasă-mă în pace. Bun, incredibil. Bun, și un anunț zice, începând cu numărul viitor, revista noastră va găzdui în paginile sale și o rubrică de mică publicitate, vânzări, cumpărări matrimoniale, auzi acolo diverse. Cei dornici de a coresponda pe teme rock și metal pot apela cu încredere la paginile noastre. Trimiteți-ne adresele complete și eventual fotografii, în paranteză, fețele neapărat. Incredibil! Mai exista această... Ăsta este sumarul urlete din cavou, Metallica acolo și heavy metalului, rock pentru revoluție, metal, satan, satanism. Bun, deci cum spuneam, legat de pagini din criptă, de Moroi, Strigoi, fanzinele de astăzi, iată, acesta este strămoșul fanzinelor, pagini din criptă, Moroi și Strigoi, și exista inclusiv această rubrică numită urlete din cavou. Pare a fi așa un fel de rubrică de știri. Vorbește despre bateristul actual al formației King Diamond, despre chitaristul de la Wasp. În fine, cam așa se denumea rubrica de știri. Urlete din cavou, repet, martie 1990. Și un articol, nu stăm să citim toată revista, Rock pentru Revoluție, dar unde este rockul? Încă o rubrică. Haideți să facem așa. Care mi-a atras atenția. Rocker turbați. Ce se întâmplă aici? După cum vedeți că vă spune în a doua parte coloană, zice, dragi rockeri, în locurile rămase libere, vă rugăm să completați cu termenii corespunzători. Termeni mai ales violenți, incredibil. Deci să completați acele puncte cu termenii corespunzători, termenii mai ales violenți, și să trimiteți soluțiile la adresa de mai jos. Cei care potrivesc cuvintele bune vor fi răsplătiți cu casete sau postere aparținând recuzitei genului metal. În cazul în care nu se va găsi niciun rocker cu dezlegări complete și identice, manuscrisul original vor fi premiați cei mai eficienți. Și aveți și adresa, da, în Oradea. Este o revistă din Oradea, strada Peneș, Curcanul. Bun. Și ce trebuiau să facă rockerii la acest concurs intitulat Rocker Turbați? Să completeze aceste puncte. Să puncte cu mâna murdară și fruntea senină, ne mai rămas metalul și frenezia totală. Rocker să țâșnească din butoaie puncte de virgină, ca buzele să alunece pe corzi de chitară. Ne-am săturat de apa din beci și de pâine amară, puncte discomanilor și popiștilor seci. Lăsați-ne să urlăm cu mâna pe chitară, coasa puncte e a noastră de acum și până în veci. Frunte pe craniu să ne iubim din nou, vinul nostru să cânte și în orbitele lor, treziți-vă din comă, ieșiți din cavou, vă tragem o puncte cu lanțuri și puncte, în fine. Craniul cu puncte să-l sorbim cântând pe drum, să înnoate muzica pe buza rujată, vom fuma tronând în castele de scrum scăldați în flăcări de puncte incendiată. A, puncte este o artă. Deocamdată fără columne, călări pe drujbe, noi suntem strigoii, ce nu mai vrem oameni, puncte în lume și nici în viața de apoi. Aveți și un top aici, mă rog, ce se cânta pe vremea respectivă. Aceste lucruri fiind spuse și așa cum v-am obișnuit și în material trecut, încheiem acest tip de material cu o glumă. De această dată cu o glumă din perioada comunistă. Trebuie menționat faptul că umorul comunist era un umor complicat, codificat. Aveai nevoie de oarecare pregătire ca să-l poți înțelege. Și în perioada comunistă, nu știu dacă limba română este singura limbă din lume care a dat denumire beșinilor.
posibil să fie și altă limbă, dar este singura limbă pe care o cunosc care a denumit beșinile. De exemplu, acea beșină dată ca din tun se numea zguduru baburu. Beșina dată de la bere se numea roaia vânturoaia și acea flatulație dată cu, să zicem, iubita în pat se numea afana fâs. Zguduru baburu, cea dată ca din tun, roaia vânturoaia, cea dată ca de la bere și afana fâs, cea fâsăită în pat. Și se făcea mult tamtam pe chestia asta că propaganda de partid, ca să ne întoarcem de la Tomberon, de unde am început să filmăm acest material, că propaganda de partid asta făcea, dădea beșini în presă, beșini de tip zguduru baburu, roaia vânturoaia și afana fâs. Asta era cea mai faină glumă pe care am reținut-o din perioada respectivă. Ca un episod funny, ulterior, când o domnișoară s-a apucat să citească despre chestiile astea, a crezut că sunt personaje de poveste și a pus aceste denumiri într-o carte cu povești de copii sau de o carte de colorat. Desigur, a trebuit retrasă de pe piață în cel mai scurt timp după aceea. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare!